Anul acesta, municipalitatea organizează cea de-a 12-a ediție a Zilelor Orașului pe insulița de pe Jiu. Printre artiștii care vor cânta pe scena de la Târgu Jiu se numere Celia, Andra, trupa Direcția 5 sau Ionuț Dolănescu. Duminică avem la Teatru Dramatic Elvira Godanu un simpozion național Petre Brâncuș, avem fanfara Armonia în parc, iar pe esplanada Palatului Administrativ, începând cu ora 20, o să fie concertul oferit de Orchestra de Cameră Lira Gorjului. Pe insuliță va fi spectacolul mare, spectacolul de final, cu Andra, Direcția 5 și Deepside DJs. Asta la ora 21, pentru cine vrea să vină la spectacol. În ceea ce privește oferta comercianților de mici și bere, târgujenii vor avea de unde alege. Până acum, 33 de comercianți veniți din mai multe județe ale țării au solicitat primăriei Târgu Jiu spațiu pe insuliță pentru a-și amplasa terasele. Taxa este de 8 lei pentru metru pătrat pe zi, însă dacă vremea va fi nefavorabilă, municipalitatea este dispusă să mai lase din taxă. Pentru partea comercială aș vrea să vorbesc că până la ora aceasta au dorit să vină cu terase 33 de societăți. În aceste societăți, vă spun, avem din Constanța o societate, una de la Iași, Aninoasa, Vulcan. În cadrul Zilelor Orașului vor avea loc o serie de expoziții, concerte în aer liber susținute de Orchestra de Cameră Lira Gorjului, vernisaje și expoziții de pictură. Pentru organizarea evenimentului, primăria a cheltuit aproximativ 600 de milioane de lei vechi, iar restul finanțărilor au fost asigurate de sponsori. Zilele Orașului se vor încheia pe 27 mai cu un foc de artificii la ora 24.